Ești o persoană născută pentru comunicare, ești inteligentă, fermecătoare și populară, ai interese largi și puțini te pot întrece. Comunicarea este forța și slăbiciunea ta. Îți asumi rolul unui observator imparțial care acceptă tot ceea ce vede, nu se implică emoțional în ceea ce se întâmplă, dar câteodată ești atât de absorbită de evenimente, încât uiți să le verifici. Când se întâmplă acest lucru, ești prinsă în cârlig și începi să repeți cele mai absurde zvonuri. Problemele și dificultățile întâmpinate de tine sunt multe. Cu toate acestea, acest lucru nu este la fel de rău cum pare, deoarece tu vezi sensul vieții în rezolvarea problemelor și depășirea obstacolelor. Apropo, dacă lucrurile merg prea bine, încerci în mod deliberat să cauți probleme sau pur și simplu să le creezi tu însăți, astfel încât, uitând totul, să te grăbești la rezolvarea lor. Foarte des poți alege profesii care presupun complicații. Tu rareori preferi un partener simplu și ușor în comunicare. De fapt, căsătoria cu o persoană problematică reprezintă o serie de bătălii nesfârșite, iar această circumstanță îl face dorit și atractiv pentru tine. Din păcate, poți fi supusă unor tulburări emoționale profunde, deoarece nu ești niciodată mulțumită de ceea ce ai. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: inventivitate, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa de opinii proprii. Tu ai cu adevărat o natură sociabilă, ești extrovertă, educată la scară largă, interesată de a comunica pe aproape orice subiect, deoarece este foarte probabil să-l înțelegi, ești carismatică și te bucuri de succes. Tu încerci să privești totul și să fii conștientă de tot, dar se întâmplă să uiți să verifici acuratețea informațiilor și să devii distribuitoare de zvonuri ridicole. Viața ta nu este niciodată plictisitoare. Pentru a satisface cerințele tale complexe, este necesară o schimbare constantă a mediului și a domeniilor de activitate, astfel încât ideile, proiectele și întreprinderile noi sunt nenumărate. Eșecurile nu te scapă în niciun fel de entuziasmul tău de muncitoare dură. Practic fiecare zi de viață îți întărește hotărârea de a merge mai departe, de a rezista oricăror vicisitudini ale destinului. În consecință, eșecurile fatale pentru tine pur și simplu nu există. Consideri că orice dezastru de viață este un fenomen temporar și relativ. Deoarece ești foarte fiabilă și capabilă să reziști oricărei crize, ești foarte apreciată atât acasă, cât și la locul de muncă. Cu toate acestea, ar trebui să-ți controlezi dorința ta de a da sfaturi nesolicitate.
Nu este surprinzător faptul că viața ta emoțională este extrem de instabilă. Sentimentele tale sunt complexe și nu pot fi evaluate. Conflicte, certuri, reconciliere violentă, confruntare constantă, puțini parteneri sunt capabili să reziste la o asemenea greutate. Drept urmare, începi să suferi, deoarece impulsivitatea excesivă îți mărește vulnerabilitatea, te privează de confort și fericire. Deși tu însă-ți apreciezi libertatea, responsabilitatea și angajamentul sunt calitățile cele mai atractive pentru tine. Din nou și din nou, îți sacrifici libertatea personală pentru a-ți dedica viața uneia sau altei persoane. Poate că parteneriatul tău creează probleme pentru cel iubit, dar tu însă-ți nu crezi asta. Și totuși, în ciuda tuturor dificultăților, ești un organizator strălucit, care ajunge în cele din urmă la stabilitate în viață. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești viguroasă, independentă, transformatoare. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 2 iunie soarta ta? Iubești să creezi probleme. Viața ți-a pregătit multe probleme și încercări diferite. Dar rezolvarea problemelor complexe și depășirea dificultăților vieții reprezintă pentru tine sensul vieții. Uneori, cauți în mod special probleme de adus pe capul tău. În momentele când totul merge bine și se pare că totul este bine, te plictisești și începi să te descompui. Pentru a scăpa de plictiseala vieții cotidiene, tu creezi în mod deliberat situații problematice, pe care apoi le rezolvi în mod voluntar. Tu iubești diverse puzzle-uri și ghicitori. Foarte des poți alege profesii legate de secrete care trebuie dezlușite. Încă din copilărie, viața ta a fost plină de evenimente luminoase. Nu te plictisești niciodată. Astfel că tu cauți în mod constant ceva nou pentru tine însăți, pentru că monotonia și letargia pentru tine sunt precum moarte. Prin urmare, încerci în mod constant să-ți schimbi mediul. Tu nu poți face același lucru pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât este posibil ca în timpul vieții să poți schimba mai multe domenii de activitate. Este demn de remarcat faptul că ești un adevărat generator de idei, abordarea ta non-standard a lucrurilor și o viziune specială, te ajută la transformarea oricărui proiect într-unul câștigător. Ești o orcaholică care nu se teme de dificultăți și nu-ți vei încrucișa niciodată mâinile la eșec. Ești obișnuită să mergi până la obiectivul tău, obstacole și eșecuri nu te pot opri. Nu te concentrezi niciodată asupra eșecurilor, pentru tine, orice rezultat este o experiență de viață, cea mai valoroasă dobândită. Tot felul de vicisitudini ale soartei te pot doar întări. Aceste calități sunt foarte apreciate în domeniul profesional. În plus, ai o mare toleranță la stres. Ești o muncitoare fiabilă, te îngrijești de cei din familie. Cu toate acestea, trăsătura ta negativă este o dorință irezistibilă de a oferi sfaturi tuturor și în toate, în ciuda faptului că nu ți se cere să faci acest lucru. De asemenea, merită remarcată starea ta emoțională instabilă. Ai tendința să te angajezi în conflicte violente, să faci scandaluri grandioase sau certuri, după care să existe o reconciliere numai puțin spectaculoasă. Dar acest mod de viață nu este pentru toată lumea, așa că foarte puțini oameni reușesc să se înțeleagă cu tine. Astrele te sfătuiesc să-ți controleze impulsurile, pentru a nu căuta probleme acolo unde nu există niciuna. Dragoste și compatibilitate. Ești un romantic incurabil, te poți îndrăgosti de însăși ideea iubirii. Căutând o relație permanentă, nu refuzi să mergi la petreceri și nu-ți faci griji față de flirt. În cele din urmă, poți trece prin câteva romane turbulente înainte de a te liniști și a-ți găsi un partener permanent. Te poți căsători cu parteneri care nu sunt potriviți pentru tine, având un caracter complex, făcând viața ta de familie o soluție permanentă la o succesiune de probleme. Chiar și viața de familie reușești să o transformi într-un câmp de luptă. Adevărat,
De cele mai multe ori nu poți fi numită fericită, deoarece astfel de relații la domiciliu nu te satisfac pe deplin și te împing să cauți altceva. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Viața ta este rară ori ușoară, dar este chiar în avantajul tău. Faptul este că adori dificultățile și problemele, pentru tine sunt ceva de genul obstacolelor și provocărilor. Dacă în viața ta vine o succesiune de noroc, atunci tu însă-ți cauți probleme și dificultăți cu care ai putea intra în luptă. Această iubire a dificultăților afectează alegerea profesiei, adori tot felul de complexități și munca legată de decizia ta. Ceea ce nu apare niciodată în viața ta este plictiseala. Tu apreciezi diversitatea și impresiile în continuă schimbare, astfel încât să începi diverse proiecte din nou și din nou, să te implici în realizarea de noi idei, schimbarea locului de muncă și a hobby-urilor. Mediul înconjurător și cercul de cunoscuți. În ceea ce privește problemele, eșecurile, sunt percepute de tine ca o neînțelegere enervantă și nu-ți afectează deloc entuziasmul. În fiecare zi este o luptă pentru tine, și fiecare zi îți dă mai multă rezistență și încredere în sine, mai multă dorință de a câștiga o altă luptă cu destinul. Prin urmare, niciun eșec nu te poate rupe în cele din urmă, totul este temporar, te poți ridica întotdeauna din genunchi și poți continua lupta. Această toleranță ridicată la stres, perseverența și fiabilitatea, chiar și în situații de criză, sunt de obicei foarte apreciate la locul de muncă. Sănătate și boli. Întrucât tu duci un stil de viață activ laic, există riscul să câștigi în greutate, ca o consecință a petrecerilor nesfârșite. Prin urmare, ar trebui să rămâi la o dietă vegetariană și să consumi mai puțină grăsime în alimente, încercând să mănânci, ori de câte ori este posibil acasă, unde este mai ușor să-ți controlezi dieta și alegerea felurilor de mâncare. Dintre activitățile sportive, ar trebui să dai preferință sporturilor competitive, dar nu celor de echipă, ci acelea cu un partener, cum ar fi tenisul. Aceste tipuri de sporturi te ajută să te relaxezi. Tu poți fi conștientă de complexitatea unui stil de viață sănătos și de o alimentație sănătoasă, mai multe decât atât. Poți prefera să educi pe alții în legătură cu această problemă, adesea prea invazivă și nesolicitată. Nu uita de odihnă și vacanță periodică, îți va ajuta sistemul nervos, soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc toate trăsăturile negative ale personalității tale.
Ai venit în această lume pentru a-ți îndeplini datoriile karmice, dar ți se dă încă dreptul de a alege, și dacă urmezi calea evoluției și dorești să-ți îmbunătățești spiritul, vei putea schimba mult viața ta. Uneori întreaga viața unei persoane depinde de data nașterii. Dacă tu vei trece prin degradare și nu dorești să-ți dezvolți sufletul, atunci vei fi o persoană viclană, ipocrită și supărătoare, care poate trăda, umili pe oricine, și toată lumea te va trata în consecință. Viața unei astfel de persoane este grea. Numai munca grea pe sine, schimbările cardinale de caracter și modul de gândire pot crea oportunități pentru crearea condițiilor favorabile. Prin schimbarea ta și a gândurilor tale, îți vei schimba viața. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să înveți să nu dai sfaturi acelor oameni care nu le cer. Nu duce lumea întreagă pe umerii tăi. Gândește-te la tine mai des și cultivă-ți independența. Nu implica tot timpul alte persoane în planurile tale. Încearcă să faci lucrurile și de una singură. Caută în mod constant și activ fericirea și mulțumirea. Trebuie doar să alegi persoana potrivită pentru tovărășia vieții. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.